Bună, dragilor, și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Începem un nou vlog, îl începem de dimineață cu cafeluță aromată, cu inimioare și cu o lumânare parfumată. E îmbătător mirosul ăsta de cafea de dimineață și mă trezește un pic. Iar sub supravegherea atentă a asistentei proaspăt trezite, ne apucăm de curățenie. Curățenia de dimineață, bineînțeles. Și vă spuneam eu că acesta este momentul în care să-mi las gândurile să se așeze. Și un mic dejun sănătos, vegan. Și facem și manicura, mă rog, tratamentul de unghii, de fapt. Hello, hello, haideți să mă vedeți un pic, m-am îmbrăcat să mă duc până la Lidl, avem geaca cea nouă. Tricoul ăsta este de la Bonprix, din cele comandate în ianuarie, fusta este tot de la Bonprix, sunt sport casual, poșețica este mai veche, nici nu mai știu de unde și mă rog, nu știu dacă mă asortez așa de bine, îmi trebuiau alte șosete la sneaker și ăștia. Gata, am luat niște șosete tot bof, dar mai scurte și mergem la cumpărături un pic. Călduț afară. Nu mi-a fost fric, dar recunosc că am fost cu mașina cu prietena mea. Aglomerat, bineînțeles, ca în orice weekend am văzut gogoșile astea pe care le-am ocolit. Au și mucenici la Lidl și am găsit și niște baghete cu măsline pe care nu le-am mai văzut până acum. Am revenit de la Lidl, am cât am mai pun gociu de cumpărături, dar să trecem, să rezolvăm întâi o datorie mai veche. Avem această punguță de la Pepco. Au fost mai multe chestii în ea, dar am mai scos. Hai să o pun aici, că zdrângăne, să nu o mișc prea tare. Am luat niște pungi din astea pentru... pentru diverse chestii. Mi-a plăcut că avem cutia asta așa cu... orificiile să nu stea împrăștiate, se poate scoate doar câte o pungă și avem două dimensiuni, de 2 litri și de 4 litri, adică avem două orificii, fiecare pungă cu orificiul ei. Sunt subțirele, dar pentru mărunțișuri, nimicuri și alte chestii zic eu că este foarte bună. Să-i găsesc un loc în sertar, o să trebuiască să fac și în sertarele alea din bucătărie, în centru, sertarele cu monștri, să fac și acolo curățenie, așa o să fie ea. Am mai luat Eva și a luat niște stele de-astea, că a zis că și le lipește pe perete, sunt fluorescente, nici nu știu cât au costat pungile. Stați că la Pepco avem prețurile, pungile au costat 7,50 lei, treburile astea au costat 5 lei, nici nu știu câte stele ar trebui să fie. Nu scrie și sunt pentru plus 6 ani, hey, ne încadrăm la vârsta, nu mai știu ce, 86,6 lei am cheltuit la Pepco, vă spuneam că am făcut primele cumpărături de Paște. Lui au căzut ochelarii, a stat prea mult cu... O să trebuiască să-i lipesc cu un pic de glu, ăștia i-am luat, cred că ăsta verde aleve și ăsta cu alb și negru este al meu, că o să se asorteze foarte bine acolo pe birou cu faza albă, cu treburile alea. Iar prețul 10 lei. Și mai are Eva niște chestii, îmi pare rău că i s-a desprins lui ăla nasul. O lumânare verde, i-a plăcut foarte mult. Să știți că partea asta de jos este tot din ceară. Nu miroase, sincer, deși lumânările astea de la Pepco miros destul de bine, 21 de lei a costat dumnea ei și o vrea pentru decor. Și mai are o lumânare pe care o să facem cu schimbul, o să o aprind eu mâine. Asta miroase tare bine, e din asta cu capac așa, ceea ce înseamnă că o să pot refolosi borcanul sau ea. Refreshed Green, infused with essential oil.
Natural Refresh Candle. Miroase atât, atât, atât de fresh. Asta este una foarte, foarte potrivită pentru primăvară. Îmi pare rău că n-am luat două, dar nu mai îmi pare rău. A costat 27 de lei una, așa că o să o folosim cu schimbul. Astea sunt cumpărăturile de la Pepco. Și mai am un ghiveci, o să vi-l arăt, că am pus o zambilă în el. Un ghiveci cu față de-aia veselă. Nu prea e cel mai potrivit pentru zambilă, dar hei. Am luat pentru tata niște croasante, niște covrigi și am mai luat niște de-astea. Mini croasantele astea. Îmi place că sunt ambalate individual. Așa. Și sunt mici, adică nu trebuie să mănânci tot croissantul ăla mare. Și astea mini cakes cu strawberry and apple, cu mere și căpșuni, tot așa. Sunt ambalate individual. Foarte practice din punctul ăsta de vedere. O pâine, ardei graș. Am luat niște scobitori, că nu prea mai aveam din astea de lemn, dar nu mi-a plăcut deloc ambalajul ăsta. O să încerc să le vărs în cutiuța pe care o am deja. Mozzarella rămâne mozzarella preferată, gratinată. Am luat niște cheese pockets să le fac, nu mai știu, în ziua în care o să vin ai mei, vreau să-i aștept cu niște de-astea calde. O să le pun la congelator, o să le deschid o seară înainte și o să le coc atunci. Niște toaletă, hârtie umedă pentru toaletă, wet toilet paper, asta de la Floralis, am mai cumpărat-o, e ok. Asta 4,59 a fost, punga asta a fost 14 lei și ceva. Era mai ieftin să le fac eu, dar nu cred că o să-mi ajungă timpul. Mai avem covrigei. Am luat niște chestii drăguțe și interesante pe care nu le-am încercat până acum. Niște batoane din astea, o gustare cu caju, migdale și ananas. Hai să desfac una. S-ar putea să aibă totuși cam mult zahăr. Să fie mai puțin... am zis că poate are mai multe semințe. Foarte sănătoase semințele de altfel. Am luat un bacon de porc. De foarte mult timp nu mai găsesc baconul de curcan. Exista în varianta asta și stare nefericită că l-au scos. Ăsta nu este foarte gras. Lapte bătut. Crembuși îi cumpăr de la Lidl. De data asta am luat de curcan, de obicei cumpăr din aceea de pui. Am luat mai mult dacă vin și ai mei. Scrie aici că ar avea 82% carne, ceea ce încrință cred că e așa. Am luat niște doradă tot pentru ziua în care o să vin ai mei. Dacă tot pornim cuptorul, punem pateuțele și punem și două dorade. Așa, cu un pic de saramură. Și am mai luat niște brânzici. N-am găsit, erau doar Milbona, care avea 0,8%. De obicei eu iau pasta de la Pilos cu 3%. Așa că am mai luat niște făgărași suplimentar. Lapte, evident, ăsta cu 1,5%. Niște apă la 2 litri am acolo în fundul pungii. Un șalău, un filet de șalău. Asta a costat 14,92 lei și are doar 282 de grame. Este mai mititel, dar vreau doar o porție pentru mâine, probabil. Pentru că prietena mea așa a luat înghețată, mi-am luat și eu de la gelatelia asta cu caramel sărat. Nu m-am uitat cât a costat dumnea ei înghețata. Chiar sunt curioasă. Că asta n-am mai luat-o, sincer. Înghețată la pahar. 13? Nu cred. 13,99 lei. Descultă-ți, cumpicică. O să mă uit la alea gelatelii la 500 de grame pe care le luam eu. Și asta are tot 500. Înseamnă că aia la cutie pătrățoasă are 1 kg. Sunt curioasă cât era, că anul trecut era 6,99 lei și sunt curioasă la cât s-a scumpit anul ăsta. Și cam atât. Nu v-am zis prețuri, dar bănuiesc că le cam știți. Astea sunt cumpărăturile, mă duc să le pun la congelator. O să curăț peștele ca să nu mai am de lucru când în ziua în care o fi să-l gătesc. Și nu știu, mai am de făcut curățenie, că nu se mai termină curățenia în casa asta niciodată.
Dar o să-mi ia, cred că, o oră să aranjez astea toate. Ne auzim mai încolo. Am găsit niște chestii interesante. Nu le-am mai luat până acum. Niște baghete cu măsline. Am filmat, nu știu cât au costat. Bunicică, dumneai ei, cred că merge foarte bine cu brânză. Mă duc să verific dacă merge sau nu merge. Am făcut curat în frigider și am găsit asta. Așa că let's drink Captain Cook's Spiced Rum and Cola cu 5% alcool. Hai să vedem cum e. Cred că am băut așa ceva în Londra, nu de la brandul ăsta. Sunt scumpișoare treburile astea, dar am zis că să mai încerc din când în când, deși cred că e și mai ieftin cu o sticlă de rom și cu o sticlă de cola. Asta e mișto când pleci undeva la o iarbă verde, la ceva. Dar e interesant să știți. Romul ăsta spicy e chiar drăguț. Cheers to that. Nu mai plecați nicăieri cu mașina, așa că era cazul de un taste test sau drink test. Bunuț. Facem și taste test, dacă tot am făcut drink test. Hai să vedem cum este gelateliul ăsta salted caramel. Avem ceva caramel pe aici. Adică pe acolo iese. Stai mă frumos să te vedem cum ești. Avem destul. Adică prin... la interior mai avem și niște caramel. Nu știu cât de bine vedeți. Că s-a... Acum ar trebui să-l vedeți pe aici, pe undeva. Îl vedeți? Îl vedeți. Ia să vedem. Dar astea sunt niște bobițe. Foarte bun. Face toți banii. Mama, să vină vara. Vedeți? Avem pe aici bobițe de caramel. Alea. Foarte bun. Foarte bun. Cremoasă și foarte dulce. Azi e cheat day, dar din păcate a fost și ieri. După amiază cheat day, așa că de luni iar fac foamea. N-am mâncat azi, să știți, decât doi covrigei și cafea. Și nu e dimineața, 14 și 19. Deci gogoșile alea de ieri mi-au ajuns, mi-au ieșit pe nas cu foamea de azi. Dar continuăm testul. Cred că m-am murdărit și pe la gură. Puțin înghețată. Și dacă tot îmi propusesem o zi de relaxare, am o relaxare activă, am schimbat ghiveciul și pământul la niște flori. E o activitate care mie personal îmi place în general. Câteva ore mai târziu raportez că sunt sfârșită. O să mă duc să mă schimb pentru că am rămas cu tricoul ăsta și am reușit să-l pătez. Ziceam eu că am azi program de relaxare ciuciu, că m-am apucat de udat florile și de curățat și am făcut până la urmă curățenie în camera în care vor sta ai mei când vin, cu spălat geam, per vazuri și chestii de genul ăsta și m-am apucat și de flori. Aveam acolo o floare foarte frumoasă și foarte rezistentă, mă rog, o plantă, că nu am florit niciodată și am de vreo 20 de ani, cred, 15-20 de ani. Când înainte să mă mut aici aveam o vecină, dar acum o am pe vecina Gina, acolo aveam pe vecina Elena, cel puțin la fel de drăguță. Vine și Kitty. Și ea mi-a dat floarea aia, planta aia și e foarte rezistentă, dar a crescut atât de mult. Hello! A crescut atât de mult că trebuia schimbat-o și fix astăzi m-am găsit să fac lucrul ăsta. Am mai pus pământ și la alte flori, bineînțeles că am făcusem unghiile de dimineață și acum trebuie să mi le fac din nou. Asta s-a rupt și este vai mama ei, dar asta e, trebuiau făcute și astea, nu neapărat azi. Acum avem aici o prințesă care cred că vrea carne și eu aș vrea să stau. O să-mi iau la revedere, mergem în birou să vă arăt ghiveciul ăla de la Pepco, pe care l-am scos din punguță ca să pun o zambiluță. Iubita,
Ai și tu un pic de răbdare, ai? Da, ați văzut-o, dacă se freacă de mine să o iubesc și pe ea un pic. Probabil ne auzim mai pe seară, că aș vrea, tare mult aș vrea să nu mai mă apuc de nimic și să stau și eu un pic liniștită, că efectiv nu mai pot. În momentul ăsta sunt în stadiul în care eram ieri, când mi-a spus prietena mea că azi avem biletele la concert și eu eram sfârșită și n-am putut să mă bucur de oboseală. Acum eram ajuns obosită. Geez, trebuie să învăț și eu să mai stau degeaba. Zima, deci mis mă împunge. Hai. Dacă iau acum telefonul, se freacă de telefonul meu. Ia să vedem. Ați văzut? Avem o pisică foarte geloasă. Foarte geloasă pe telefon. Zima, e geloasă pe telefon? Ești, da, știu că ești. Vrea și un telefon. Vrei și tu un telefon, iubirică? Gata, ne auzim later. Poftă mare! Nu? Nu mergea? Să te desfac, așa-i? Of, of! Altceva? Ăsta e ghiveciul în care am pus zambila. E un pic cam mic pentru zambilă, dar este foarte drăguț. Inițial mă gândisem să îl returnez, dar e gânditorul ăsta tare, tare simpatic și am luat în ultima vreme ghivece albe aici la birou. Îl avem și pe ochelaristul ăsta, pe care știți că îl iubesc foarte tare. Planta asta a crescut tare bine. Am rupt de aici niște crenguțe și le-am pus în păhăruț cu apă să le înmulțesc. Și asta e planta aia de care vă spuneam eu că e foarte rezistentă. Am mai pus două bucățele așa în apă să vedem cum mă organizez zilele viitoare cu niște ghiveciuțe. Și asta este, cred, de la Kaufland, iar floarea e de la Ikea, dar îi place așa de tare asistentei că mușcă din ea și se cam usucă. L-am adus și pe iepurile aici să vedem unde îi fac loc. Trebuie să mai fac iar ordine aici. Vineri am făcut și am tot adus chestii și s-a făcut dezordine la loc și zambilele astea sunt, nu au rezistat așa de bine, nu știu de ce, dar au fost foarte drăguțe cât au fost. Și aici mai am ceva ordine de făcut. Am mai avut dresurile astea de la șosetărie. Astea două au rămas în cutie. Trebuie să fac ordine în sertarul cu dresuri. Este acolo undeva, dar nu vreau să-l deschid, sincer. N-ar fi stricat să mă hotărăsc și cu ce mă îmbrac diseară, dar sunt un pic cam prea obosită. Cred că o să-mi iau cămașa asta roșie de la Zara, așa pe deasupra tricoului ăstuia. Îmi place foarte mult modelul ăsta de la mâne și de la gât. Ăsta este acela de la Bonprix, nu știu dacă ați văzut unboxing-ul. Sau poate o să iau colanții ăștia termici, deși nu e frig afară. Ăștia-s de la șofisetăria, ăia dublații cu cămașa asta lungă. M-ați mai văzut cu ele, nu? Gata, dragilor, sunt gata de plecare. M-am machiat, să știți, că nu puteam să plec. Mi-am dat cu rujul ăla roșu de la farmacie. Simplu este outfitul meu. Am acești pantaloni. Sunt blomaren ei, asortați cu dunga de la gât, care este tot blomaren. Nu știu voi ce culoare o vedeți. Cămașa este de la Zara, bluza este de la Bonprix și pantalonii, nu mai știu, cred că sunt de la C&A de mult. Și niște sneakers foarte confortabil, pentru că o să merg prima bucată pe jos până la prietena mea. Că astăzi pași ciuciu, am făcut sus-jos curățenie prin casă. Parfumul zilei este de la Mugler. Mergem, că ne mai auzim pe drum eventual. Bineînțeles, nu puteam să nu mă uit după avioane și să nu admir luna atât de frumoasă în seara aceasta. M-am oprit și pe la Kaufland, am mai adunat eu niște ambalaje goale și am aflat și la ce avem reducere luna aceasta. Am primit și cardurile, care sunt valabile până la 31 martie, așa că, cine știe, poate le folosesc pentru produse Finish sau pentru produse Nivea.
Dar deocamdată mergem spre Herăstrău, unde am găsit Luna, la fel de frumoasă. O grămadă de lume în zona aceasta. Bineînțeles, frumos se vede de aici parcul și lacul Herăstrău și clădirile de birouri din zona Pipera. Dar, hei, intrăm la Berăria H, unde are loc concertul de care vă spuneam, concertul Paul Ciuci Compact. Și dacă tot ne-am făcut de cap cu niște berici, ne-am făcut cu niște de cap și niște, cu niște cârnați picanți și cu niște cartofi prăjiți, eclarul să știți că n-a fost bun. Ăsta a fost vlogul de astăzi, o să vă las imaginile filmate în timpul concertului. Nu uitați să vă înscrieți la giveaway și ne vedem mâine! Să te ceapsă bestia! Ce?